concură la executarea lucrării. Am înțeles. Și aici ce or să fie, puțuri? Da, niște drenuri verticale. Din capa și se duce într-unul mai mare. Deci, de astăzi vreo 85 de bucăți care urmează în altele 3 mai mari ca diametru. La lucrările astea de consolidare, drenare asta? În moment ce proiectantul a prevăzut. Am înțeles. Eu zic că da. Am înțeles. Da, mulțumesc. Cu plăcere. Vă puteți primi de la colaboratorul meu de cealaltă parte, unul mai burtos decât mine, dar nu-l văd. Deci eu am înțeles că invazia în teritoriu propriu, dincolo de limita drumului național, se produce numai în 3 locuri pe un diametru de 5 metri. Îi pune un tub de ăsta, da, dar mult mai mare. În 3 locuri, unul aici, unul mai acolo și unul tocmai la plopul ăla mare de la vale de acolo. Asta ar fi discuția. Restul, că intră și calcă cât se lucrează, acelea ar putea fi... Bună ziua, Dorneanu. Dar de la o cerere de asta așa... Vezi că acolo au marcat la vreo 10 metri în interiorul proprietății unde o să mai fie un puț. Da, asta îi spuneam eu, dar noi acum în 3 locuri sunt. Aici, la mijlocul lucrării și la capăt. Despre așa zisa nescoatere din circuit și plată, despăgubire de către drumurile naționale, părerea mea este că se referă numai la cât ocupă unul, doi, trei. Nu vor mai putea fi folosit, faci niciun fel de intrare, nu mai faci nimic. Și nici nu va obține autorizație niciodată să facă pe el. Dar nici... Și nici pe puta acolo, care e pe proprietate direct. Proprietatea drumurilor naționale, cereți informații la drumurile naționale să vă precizeze unde se termină ce ține de drumul național, de N21. Să înțelegem că notarul, când a perfectat actul de vânzare cu părare, da, ce a făcut? A nesocotit legea, nu? A încălcat o lege. Nu mă băga în ceață cu mine. Păi vedeți, că... azi zic că dacă drumurile naționale n-au cum zi de proprietatea omului. Sub dar, nicio formă. Dar, stop. Că există o limită de siguranță. Aia, da. Da, dar când intri pe terenul omului, vii să mă anunci pe oameni, știi? Stabiliți-vă, cereți informații despre limita zonei de siguranță la drum și vedeți ce eu lucrări sunt dincolo, dacă vă interesează eu exact. Sunt de acord cu dumneavoastră cu limita de siguranță. Problema este că nu l-a contactat nimeni, nu l-a întrebat nimeni. Ne-ați intrat acum, uitați cum e camionul, proprietatea omului. Da, domnule, pentru astea se pot face discuții, dar nu, eu nu fac cearta, care sunt termenii puși pe tapet. Cel de dincolo care lucrează este colegul meu, de la o altă firmă. Noi suntem o asociere. Că s-au înțeles, a priori, că nu vrea să lucre... Da, să... acum, în mod normal, se va putea să lucrează de genul ăsta. Nu faceți o notificare proprietarului sau primăria, nu vă interesați la unitatea administrativă teritorială. Noi, cine e proprietarul? Noi vrem să intrăm pe proprietate, da, să lucrăm, să facem. Ala aștept vină și n-a venit. Când a venit, a pus rahatul ăla de mașină roșie acolo în drum. A vorbit cu el să vină să se înțeleagă. Și el știind că a cerut ce a cerut. Nu, a cerut 3,5 euro pe metru pătrat cât să vinde terenul în zonă. Pe... a cerut mai mult. Depinde pe ce... care e suprafața pentru care a cerut. Că așa pot să zic și eu că n-am acces de aici. El în veci și în pur nu-și face acces de aici. Știți cum e? Înainte de a veni... Ce vorbi? Da, uita jos acolo, nu-i să ai acces la stradă, la drum, pe celelalte proprietăți construite. Da, domnule, uite-te că nu ai diferența de nivel. De probleme. Sau pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Știți cam așa ceva. Uita partea cealaltă, cum e accesul la drum acolo? Nu demonstra asta. Uite-te la... Uitați la casele de stat cu acces la drumul național. Păi înseamnă că tot drumul național DN1 trebuie să-l dărâmăm ca să avem limită de siguranță. Haideți, domnul inginer, că bă, nu sunteți inginer. Despre ce vorbim aici? Dărâmăm casele oamenilor? Păi ăștia când au construit Suceava, Botoșani, n-au refăcut. Ce au făcut cu șanturile? Au dărâmat gardurile oamenilor și au intrat în casele lor. Bă, aici e limită de proprietate, de siguranță. Da. La drumul național mic? Da. Dărâmați-vă casele și mutați-vă în pădure. Ia, de fapt, știi ce înseamnă punerea în proprietate la nivelul legii? Așa? Când au fost? Știu că da. Eu când am făcut facultatea de drept nu discutam. Erau numai terenuri libere de orice sarcină, da? Eu care am făcut facultatea de drept nu am trecut până la curs, dacă vreți să-mi dați lecții juridice. Să fii sănătos!